În luna iunie a acestui an, în urma acțiunilor comune desfășurate de polițiști, jandarmi și reprezentanți ai Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Hunedoara, au fost descoperite 15 persoane aflate sub influența unor substanțe interzise. 8 dintre acestea au fost depistate la manifestări publice și 7 în trafic și sunt cercetate pentru consum de droguri. În același timp însă s-au întețit și acțiunile preventive pe această linie, care se desfășoară în special în locurile de recreere, ultima activitate fiind desfășurată la Giurgiu-Băi. Aici nu s-au depistat nereguli, iar administratorii de unității de alimentație publică au fost sfătuiți să anunțe organele competente în cazul în care sesizează persoane care consumă substanțe interzise sau sunt sub influența acestora. Prin această activitate, poliția stațiunii Giurgiu împreună cu colegii din cadrul jandarmeriei și cei din administrația publică locală, dar și cu specialiștii Centrului de Evaluare, Consiliere și Prevenție în materie antidrog, au participat la o activitate cu un caracter informativ și preventiv în zona localității Giurgiu-Băi. Au fost informați turiștii aflați în această zonă, dar și administratorii unor baruri și terase cu privire la riscurile la care se expun în momentul în care aceștia consumă substanțe interzise sau alcool. De asemenea, li s-a atras atenția administratorilor unor localuri de alimentație publică cu privire la necesitatea de a informa autoritățile atunci când sunt martorii unor aspecte ce țin de consumul ilegal sau de traficul de substanțe interzise. Potrivit statisticilor naționale, drogurile ilicite și alcoolul sunt adesea consumate împreună în mediile recreaționale, în majoritate de persoane cu vârste între 13 și 34 de ani. În județul Hunedoara, conform informațiilor furnizate de Prefectura Hunedoara, 8,2% dintre elevii înscriși în învățământul liceal și profesional din județ au consumat droguri cel puțin o dată în ultimele 12 luni, iar vârsta de la care a debutat acest viciu este de 12 ani.